vrei să ai succes pe YouTube, folosește-te de algoritmul acestei platforme. Dacă nu știi cum să faci acest lucru, rămâi până la finalul acestui clip și sigur vei afla toate detaliile. Salut, suntem noi de la Mes.ro, bun venit pe un nou clip, iar dacă ești interesat despre strategii de a crește pe YouTube sau pe Google, te invit să te abonezi pe acest canal. Înainte de discuta despre cum putem să influențăm algoritmul YouTube, vreau să te întreb care este părerea ta despre succesul pe YouTube. Ce înseamnă a avea succes pe YouTube? A avea vizionări, a avea abonați, a avea clienți și așa mai departe. Ce consideri tu că înseamnă succesul pe YouTube? După cum am mai vorbit și în alte clipuri, sursele principale de trafic, mai ales pentru un canal aflat la început, o reprezintă clipurile sugerate, după care urmează căutările YouTube. Asta este ordinea și chiar vă recomand să vă uitați în Analytics la voi, să vedeți exact cam care e ordinea traficului pe care îl primiți voi pe canal. În funcție de asta puteți să luați anumite măsuri. Pentru a crește pe videoclipuri sugerate și în căutările YouTube, vă recomand să faceți câteva lucruri pe care multă lume nu le știe și probabil nici măcar youtuberii mari din România încă nu, chiar dacă le știu, nu vorbesc despre ele. Dar eu am decis să vi le dezvălui pentru că este foarte important. Am mai vorbit de o parte dintre ele, dar acum vreau să fie un clip special dedicat acestui lucru și chiar vă rog să, dacă aveți prieteni youtuber, să-l împărtășiți cu ei. Poate reușim să obținem mai multe vizualizări cu toții, mai multe, eu știu, poziții cât mai sus în căutările YouTube și așa mai departe. Bun, deci există două lucruri care declanșează algoritmul YouTube, pe lângă multe altele, dar trebuie să vorbim de aceste două lucruri. Session Start și Session End. Session Start înseamnă momentul în care un utilizator deschide pentru prima dată o pagină YouTube. Asta înseamnă că fie a primit un link de undeva, fie de pe un mail, fie a intrat de pe o altă rețea de socializare, fie pur și simplu deschide pentru prima dată YouTube la un anumit clip și așa mai departe. Aceea înseamnă Session Start. Session End înseamnă când efectiv se închide orice contact cu platforma YouTube. Trebuie să înțelegem că majoritatea platformelor, cred că de fapt toate, își doresc să mențină utilizatorii cât mai mult pe site-urile lor. Nu vorbim doar de YouTube, vorbim și de Facebook, vorbim și de Instagram, toate își doresc să fie cât mai prezente în viața noastră. De aceea, prin algoritmul lor, promovează pe cei care aduc utilizatori pe propriile platforme. În cazul YouTube, dacă reușiți să aduceți cât mai mulți utilizatori de pe alte platforme pe platforma lor, veți primi un plus, veți fi mult mai sugerați în videoclipuri, vă veți poziționa cât mai sus în căutări și așa mai departe. YouTube, după cum spuneam, vă va premia prin algoritmul lor. Dacă reușiți să aduceți de pe platformele concurente, este foarte bine. Tot timpul youtuberii mari, cei din Statele Unite, fac o comparație între, să zicem că sunteți într-un magazin mare cu mai multe raioane. Dacă reușiți, voi sunteți la raionul de pantofi și reușiți să aduceți din același magazin, dar de la raionul de, eu știu, dulciuri, pe cineva, veți primi o promovare. Dar dacă reușiți să aduceți de la un alt magazin de pantofi în magazinul vostru un cumpărător, atunci veți primi un boost, o apreciere foarte mare din partea algoritmului. Deci, după cum spuneam, e o experiență și e un exemplu foarte bun pentru cei care vor să înțeleagă exact cum funcționează algoritmul. Dacă reușiți să aduceți de pe Instagram, de pe Facebook, de pe Twitter, concurenții YouTube, dacă reușiți să aduceți trafic, sigur veți primi o promovare din partea algoritmului și vă asigur că veți vedea lucrurile acestea. Eu deja am reușit să văd promovări pe clipurile mele foarte importante, inclusiv sunt sugerat pe clipuri în limbi străine și așa mai departe, deci primesc vizionări din toate direcțiile în acest moment. Vă sugerez să obțineți linkuri și să obțineți clicuri pe linkuri naturale, adică să scrie youtube.com/linkul vostru, pentru că am făcut și eu greșeli folosind bit.ly.com, folosind alte site-uri de prescurtări ale acelor linkuri. Pur și simplu să puneți linkul efectiv de la clipul vostru pe celelalte platforme. Bineînțeles,
Asta înseamnă, de exemplu, pe Facebook trebuie să jonglați un pic, v-am mai explicat. Dacă puneți direct linkul într-o postare, nu veți avea succes. Facebook are propriul algoritm care împiedică foarte mult apariția în căutările organice și în feed-ul efectiv al vostru sau al celor care s-au abonat la voi. În momentul în care apare un link de la un concurent, îl declasifică și va apărea la mult mai puțini oameni. De aceea v-am sfătuit în momentul în care postați pe Facebook să puneți o imagine, o parte din clip, efectiv nativ să fie pe acea platformă, după care în primul comentariu să adăugați linkul de la acel clip pe care vreți voi să-l promovați. Dar repet, să fie linkul de la youtube.com, nu youtube.be sau mai știu, nu știu, sunt tot felul de prescurtări de acest gen, încercați să vă folosiți de linkul natural. Pe partea cealaltă, încercați să fiți aceia care nu întrerupeți sesiunea. După cum spuneam, dacă deschideți sesiunea, veți primi un boost, inclusiv să zicem că intră la voi pe clip, după care de pe clipul vostru va trece pe alte clipuri. Dacă utilizatorul acela se va menține pe YouTube mai mult timp, veți primi și voi o parte din algoritm. Dacă va petrece mai mult timp doar pe clipurile voastre, promovarea va fi chiar și mai puternică. Pe partea cealaltă, dacă sunteți cei care închideți sesiunea, cei care postați link-uri externe, de aceea vă spun tot timpul, evitați, dacă aveți un canal la început de drum, evitați să puneți link-uri externe, fie în descriere, fie pe pagina canalului, acolo unde scrie, unde aveți posibilitatea să puneți linkul de la Twitter, de la Instagram, de la Facebook și așa mai departe. Dacă aveți un canal mic, evitați, pentru că veți întrerupe sesiunea și în acest moment primiți o declasificare din partea YouTube, o penalizare. Acea penalizare pentru un canal mare nu contează. Dacă aveți, eu știu, 10.000, 20.000 de abonați, deja nu mai contează atât de mult, pentru că veți primi durata de vizionare, veți primi, eu știu, păstrarea publicului de la abonații voștri. Dar, dacă aveți un canal mic, fără abonați și care vreți să, totuși să fiți promovați de către YouTube, evitați, scoateți toate linkurile externe, încercați să păstrați cât mai mult oamenii pe platformă. V-am spus tot timpul, ați adus oamenii pe platformă, încercați să-i mențineți cât mai mult. Dacă nu reușiți să-i mențineți pe platforma voastră, măcar încercați să îi trimiteți către alte clipuri de pe aceeași platformă pentru a nu primi această penalizare. Este foarte, foarte important acest lucru. Pentru că nu doriți ca YouTube să vă dea această penalizare, veți dispărea încet, încet din căutări, veți vedea că nu creșteți, vă veți întreba tot timpul de ce nu cresc, pentru că eu am conținut bun. Există câteva lucruri de acest gen la care trebuie să fiți atenți și pe care să le vedeți în analytics-ul vostru și să le verificați. Repet, încercați să nu îndepărtați lumea de pe platformă. Dacă ați învățat ceva din acest clip și vreți să mai vedeți și alte clipuri de acest gen, vă invit să vă abonați la acest canal, apăsăm butonul rotund de lângă mine, iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut.